De la an la an, mai mulți copii aleg să participe la competiții care îi familiarizează cu regulile de circulație. Una dintre acestea este concursul Educație Rutieră, Educație pentru Viață. Faza județeană a presupus anul acesta o probă teoretică care a constat în rezolvarea unui chestionar cu reguli de circulație și două probe practice, cunoașterea și respectarea regulilor rutiere într-un poligon special amenajat și îndemânarea în conducerea bicicletei. Deci începem cu școala numărul 8. Copii, ce rugăminte am la voi? Avem mai multe tipuri de intersecții, mai multe indicatoare rutiere, mai multe reguli de circulație pe care voi trebuie să le respectați. Dar ce vreau să văd de la voi pe parcursul acestui traseu? Vreau să văd că știți să semnalizați, vreau să văd că știți să vă asigurați, vreau să văd că știți toate regulile de circulație. Indicatoarele cred că toată lumea le știe. Da. Nu sunt indicatoare foarte grele, le vedeți peste tot prin oraș. N-ar trebui să fie problemă cu... Dar, în primul rând, asigurarea, schimbarea direcției de mers, semnalizarea fiecarei manevre pe care o faceți. Deci vreau, în momentul în care vă opriți, să-mi semnalizați corespunzător oprirea. În momentul în care vă schimbați direcția de mers, vreau să vă asigurați și să semnalizați corespunzător stânga-dreapta. Când plecați de pe loc, de asemenea, vreau să văd că vă asigurați și vreau să văd că ați semnalizat plecarea de pe loc. Întrebări? Aveți acolo o trecere de pieton, regulile sunt clare pentru trecerea de pieton, da? Avem acolo o cale ferată, iar avem reguli clare pentru calea ferată. Deci ne oprim, după ce am semnalizat oprirea, traversăm calea ferată pe lângă bicicletă, ne-am suit pe bicicletă, ne asigurăm, semnalizăm plecarea de pe loc. Toate plecările de pe loc, toate opririle, toate schimbările de direcție, ne asigurăm și semnalizăm. Avem acolo pe traseu 3 puncte de control. 1, 2 și 3. O să le vedeți poziția lor. Primul e 1 aici, 2 acolo, 3 în partea cealaltă. Avem aici 4 variante de traseu. Treceți pe mânuță cu pixul ordinea atingerii punctelor de control. Regula este că atingem punctul de control cu mâna dreaptă. Vedeți că acele șosele, toate, sunt marcate cu dublu sens. Deci dacă mergem să atingem punctul numărul 1, îl vedeți ăsta de aici, sensul nostru de deplasare va fi încolo. Deci nu de pe sens opus. Îmi atingeți punctul de control cu mâna dreaptă. Deci tot timpul să aveți punctul de control aici. Acolo la punctul de control vă opriți, tot așa, semnalizați oprirea. Sunteți atenți, vă rog. Când ați ajuns la punctul de control, semnalizați oprirea, atingeți, ne asigurăm, semnalizăm și ne punem în mișcare. Da? Tot ce înseamnă neasigurare, tot ce înseamnă nesemnalizare, tot ce înseamnă nerespectarea vreunei reguli de circulație, se penalizează cu câte 5 puncte, da? Clasamentul fazei județene a concursului 2019 arată astfel: locul 1, Școala Gimnazială Lucian Pavel din Oltenița, locul 2, Școala Gimnazială Nicolae Titulescu Călăraș, locul 3, Școala Gimnazială Florența Albu Vâlcelele și mențiune Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu Călăraș, precum și Școala Gimnazială Mircea Vodă Călăraș.